Marți după amiază, la sediul AJF Giurgiu, au avut loc tragerile la sorți pentru stabilirea combatantelor din ultimele faze ale Cupei Județene la fotbal. Un meci se va disputa în cadrul sferturilor de finală, iar învingătoarea va juca cu una din cele trei echipe care și-au câștigat locul în semifinale. Unirea Vânătorii Mici din Liga Onoare a avut ghinionul de a nimeri cu liderul seriei de Nord, Unirea Izvoarele, în timp ce Arsenal Malu îi va avea ca oaspeți în semifinală pe cei de la Bolintin Deal, tot din Liga Onoare. În cealaltă semifinală va juca direct și Mihai Bravu, cu învingătoarea dintre Unirea Izvoarele și Unirea Vânătorii Mici. Pentru Izvorani, capitanul echipei Ginea Lasan a tras lozul norocos. La ce echipă avem, nu am cum să fie teamă de nimeni, nici și dacă era să cădem cu adversara noastră principală, Malu. Era un meci frumos și cel mai bun câștiga. Ați putea să ajungeți în finală cu ei, nu? Da, mi-aș dori din tot sufletul să ajungem să fie o finală frumoasă, Unirea Izvoarele, Arsenal Malu și cel mai bun să câștige. Vă propuneți așadar și campionatul și cupa noastră. Da, astea sunt obiectivele de la începutul campionatului și cupa este un obiectiv pentru noi. Arsenal Malu este deținătoarea trofeului Cupei Județene pe care l-a câștigat anul trecut și mai apoi a avut un parcurs ambițios în fazele primare ale Cupei României. Nu ne-am dorit un adversar anume, sorții au decis să jucăm cu Bolintin Deal. O să jucăm, încercăm să învingem, să mergem mai departe, să câștigăm trofeul. Mai jucat cu ei până acum, în ultimul an, să zicem? Nu, n-am jucat niciodată în istoria echipei cu Bolintin Deal. Va fi primul meci din istorie, care sperăm, repet, să se termine cu victoria noastră. Anul acesta și cupa și campionatul țintit. Bineînțeles, nu se poate altfel. Programul meciurilor urmează să se stabilească ulterior, iar fazele competiției se vor disputa într-o singură manșă.